eu te apreciez pe tine foarte tare, mai ales cu ultima fetiță, este complet adorabilă. Vreau niște sfaturi pentru cei care vor să facă acest pas și pentru mine, că vreau să fac acest pas, să adopt. Da, nu știu, sfaturi, greu de dat sfaturi, că evident fiecare situație e diferită și fiecare copil. Cred că în momentul în care te simți cu tine bine și echilibrat și în familie, atunci cred că e și momentul să faci acest pas. Pentru că, sigur, copiii aceștia vin cu un bagaj emoțional, de probleme, de adaptare, de... și toate trebuie cumva armonizate. Dar în momentul în care ești dispus să oferi iubire necondiționată și ai suficientă răbdare să pornești un asemenea proiect, că eu așa l-am considerat, e un proiect până la urmă, n-ai cum să nu poți să o faci. Cel mai greu moment din tot procesul acesta pentru tine, mai ales ca mamă adoptivă? Cel mai greu cred că a fost relația cu Irina și drumul până la faza în care suntem acum, în care ele se înțeleg și se poartă ca două surori, una mai mare, una mai mică, cu toate problemele. Da, a fost dificil, dar nu imposibil. Până la urmă au trecut doar 3 ani și suntem foarte bine. Când a început să zică mami tati? A fost dintr-o dată, adică de la început? Să vă spun ceva, tati a spus de la început. Știm cine-i preferatul. Da, e evident. Și cu el a și dormit de la început. Mie mai târziu mi-a spus mami. Dar n-am suferit, adică am înțeles procesul, care sigur continuă. Că... Bine, mai am o întrebare, pentru că ați făcut pasul ăsta, vă mai gândiți și la al doilea, tot adoptat? Sau gata, familia e completă, absolut completă? Nu-mi dau seama acum, deși uneori Victor se uită la mine și zice, ok, acum suntem bine, sper că nu te gândești la următorul. Dar nu știu, viața, nu pot să spun acum gata, nu, sau poate, nu-mi dau seama. Da. Mersi mult de tot. Nu știu, da. Dumnezeu știe.